ei vroiau să facă sex. Vroiau ca femeia să se ferească, să facă prea mulți copii, dar nu vreau să aibă treabă cu poliția, cu procuratura și cu chestiile astea. Adică era așa, descurcă-te! Iar bărbații care au dat decretul, bineînțeles că n-au făcut niciunul chiuretaj pe o masă în bucătărie ca să vadă ce înseamnă, cât este și cât suferă. Va fi doar să vrei. After they move out from the bed, they had sex, the man disappeared. I've never seen the man around. During the abortions, during the delivery, during the time women have gynecological problem, I didn't see the men too much. I don't know where they were. Existau bărbații egoiști, existau bărbații fără suflet, care pe care nu-i interesa nimic și pentru care viața sexuală mergea în mod natural, nu-i așa, înainte. Iar ea, soția, n-avea decât să se descurce. Au fost aici, deci, două categorii. Bărbații buni și bărbații răi. Bărbații gri, la mijloc, nu cunosc. I remember the faces of their men when they came in the hospital. You told them that your wife died. Why did she die? Because she had an abortion. And they looked so puzzled that they had nothing to do with that.